Salutare, dragi tovară, și bine ați dat click la un nou videoclip în care o să vă învăț cum să vă feriți de scammer pe CSGO. Stai, vrei să mă mai gândesc? Așa, fiți atenți aici ce ți-e par. Mi-a dat ăsta mesaj așa: salut, salut, vrei un AVP Asimov, că mi-l dă un amic și o mă las de CS, zice el. La care nu-i frumos să refuzi un cadou, dacă vrei dă-mi-l. Și am scris, l-am greșit pe l, n-am pus low și l-am pus continuare. Că n-am zis, bă, poate dă un AVP de pomare, cine știe, e și ăla vreo 40 ceva de euro, mai luam jocuri pe Steam cu banii aia. Stai să văd dacă mi-l dă gratis, deja a început să miroase un pic ciudat. Mai dăm ce mai dăm așa, a zis că vrea scrinere 5 euro pe el. Eu nu am, ce facem? Probabil că se aștepta să-i zic, hai că-ți dau eu niște skin-uri de la mine, faci trade cu el, da pula. Nu sunt așa fraier. La care eu, îi dau eu, spune-i să-mi dea mesaj. Că mi s-a părut cel mai logic dacă era să fie pe bune. Ăsta, ok, stai, a, pula, nu am cum, a zis că face numai cu mine. Dacă nu-i dau eu, nu-l mai dă la nimeni. Deci cum facem? Că eu n-am skin-uri, că eu n-am skin-uri, așa că ți-l luam eu. Mm-hmm. Deja se vede că e prosteală de-aia, scammer de la KPM-Tin 2. Deci, lasă-ți FMS-ul pe jos să vezi că se dublează, că se mai apare o dublură la el sau chestii de genul. Îi zic eu, îți iei skin-uri, aștepți o săptămână să le poți da trade și apoi faci trade cu el. Simplu. N-am bani. Bă, m-am gândit. Dăm tu skin-uri de 5 euro de la tine, că fac trade cu el și după îți dau Asimovul, ok? Exact ce trecuse mie prin cap înainte de faza asta. Unde a rămas? Vezi că nu ești pe Metin și am dat și eu o poză cu d-asta de scoate limba. Nu faci scheme de genul, frate, jur pe viața mea că nu ți le fur, nu sunt jeghe, există un Dumnezeu, am și o frică, stai calm, ăsta știi cum e, ăsta e de la ca jură ca țigania, s-o moară familia mea de nu fur și îl vezi că are buzunarele pline de telefoane luate de prin autobuze. Ce mai, frate, vorbesc serios, nu e schem, jur, nu-ți mui, stai încredere, la care eu dăm profilul lui să-i văd Asimovul. Să văd și eu, bă, chiar o avea un prieten cu Asimov, a zis că... Stai, a zis că nu-l dau la, că nu, că a zis să nu dau la nimeni profilul, că mă șterge și nu mai îmi dă nimic. Frate, nu e schem, jur, ce dracu, nu stau să-ți fur 5 euro, ce dracu. Nici nu mă mai joc CS, ce dracu, jur că nu dau schem, ok, vrei? Deci vedeți aici ce vrăjeală proastă poate să aibă astea. Și acum și ne-am început filmarea, am zis eu. Să mă mai gândesc, frate, acum trebuie, că se grăbește la frate, încredele, promit că nu mint, ok? Ce ziceți, mă? Hai să-l păcălim, hai să văd ce zice dacă îi dau, mi se pare că am un trash prin coleg, prin skin-uri, ia să-i dau trash-ul ăla. Ok, hai să vedem ce zice fraierul ăsta. Hai că îți fac trade. Hai să văd ce zice. Ia. Yeah. Hai să-i dau trade invite. Sper că am vrut skin-ul de 3 euro să văd ce zice. Ok, ia. Yeah. Training, view inventory, să-i dă trade offer. Hai să-i fac un trade ăla. Stați că nu mai văd aici. Ok, așa. Ăsta e inventarul meu. Hai să vedem ăsta. Stați să dau mai așa. Căcat. O secundă să schimb aici. Display, așa. Stai, ce mai este ăsta? Hai să vedeți ce îl păcălesc acum, să văd ce îmi zice după. Șofer pe glonț. Ok, de 4-5 euro să fie. Ai încredere, o să vezi că sunt serios. Și mă țin de cuvânt. Da, da. Și se jură că nu fură și l-am prins cu măciuca în gură. Stai, uite ăsta. Stai, hai că-i dau ăsta. Ia să-i pun și cutiile, și așa nu-mi trebuie. Hai să văd ce mai zice ăsta. Scurs dacă ăsta are ceva în inventar. Mamă, ce jegure ăsta în inventar. Dacă era... Hai să-i dau toți cutiile astea. Horizon nu-l dau, că poate o să-l deschid. Că mai sunt unele că mai scumpe skin-urile din el. Mai am cutii? Hai, las, m-am plictisit. Îi las doar așa. Yes. Ok. Hai că am dat 10 cinți. Hai să văd ce comentează. Ea îmi zice... A, trebuie să dau și confirmare de aia cu telefonul. Ok, hai că-i dau și din aia. Am oprit-o la că filmarea să văd dacă filma, că era că nu filma programul. Bun, stați să intru așa pe Steam, ce era, confirmări. Hai că văd că ăsta a răspuns ea, ce a zis acum.
I-am dat trade offer-ul ăla de scriule vreo 30 de cenți, că-s numai cu tine face, lasă că văd că mă iei la mișto. Stai să dau așa, de fapt, stai, ca să vedeți doar ce zice scammerul, așa. Lasă că văd că mă iei la mișto. De ce faci de astea? Ți-am greșit cu ceva, frate? Dă-mă 5 euro și jur pe viața mea că îți dau asimo. Bă, stai culmea. Nu mă lua la mișto, serios. Tot eu iau la mișto, a? El îmi zice, frate, am eu o cunoștință care îmi dă mie un AVP și tot eu le iau la mișto. Dar stai că nu știu dacă nu știu dacă o fi acceptat oferta. Stai că nu știu dacă o fi acceptat oferta aia, mai am cutiile alea pe acolo, inventory. O fi acceptat oferta? Cred că a acceptat-o. Dar nici nu știu. Nu, n-a acceptat-o, încă mai am cutiile aici. Și automata aia. Nu mă lua la mijloc, serios. Bă, ce trade offer mi-a făcut ăsta? Stai să vedem, cât de muist e ăsta. Se crede el mare șmecher. Ce vrea, mă? Să-i dau AUG-ul și banana asta. Sunt 5 euro, acceptă. Doamne, deci vedeți și voi, cred că se vede aici ce vrea asta să-i dau eu. AUG-ul ăsta, camelonul și 5-7-ul banana. Iria dracu să fi. Dau X. Acceptă. Și-ți dau Asimov-ul. Ok? Ce să-i mă zic, mă? Da și voi ce copkill waste. Cred că ăsta nici măcar nu știe că dacă vrei să faci trade, durează o săptămână ca să poți da skin-urile alea. Știi că durea. Hai să văd dacă știe căcatul ăla. Nu, știi că durează. Știi cât durează să faci un trade? Hai să vedem ce zice ăsta. Adică să se livreze itemele și să le poți da trade din nou. Știi, se scrie cu 2D, nu? Stai că nu e treaba asta. Filial dracu de copil. Ăsta încearcă mie să-mi dea schem. Bă, eu vin din Bărcănești, de la Țărănoaia, știu cum e să fac schemele pe aici. Cum se fac schemele. Am o metodă, metodă. Am și eu o metodă. Am și eu o metodă. Stai o leacă. Că-mi sună celularul. Nu știu ce mai ce celular. Așa că, pentru toți cei care... Stați un pic. View profile. Așa. Așa că dacă vreți să vă feriți de scammer de ăștia, stați să dau să vedeți tot profilul fraierului. Ăsta e profilul fraierului. Deci, dacă cumva muistul ăsta mic vă dă vouă mesaj spartanul care... Ce nume am mai avea ăsta ea? Deci numai șofer pe glon, spartanul, vă dau, vă omor pe toți. În fine, deci dacă îl vedeți pe ăsta așa, să-i dați blocă. Dar stai, mereu să-i dau report? Ia, hai să-i dau un report. Ce pot să-i dau? Ia să văd. Să dau mai așa să-mi vă face chemul sau dacă mă văd ea. Spamming. Deci, citiți, nu, nu citește în game. Scamming. Asta. Information seems to have been compromised. Suspicious links. There. No. Theft of scamming. Scamming. Asta oricum îi dau. Submit this account. Please provide more information. He try to scam me. To steal $5 skins. Submit report. Îi dăm și bloc să nu-l mai vedem. Îl ștergem și de la prieteni și gata. Așa că dacă muistul ăsta mic vă dă și vă vedeți că vă adaugă la prieteni, să-l blocați că ăsta vrea să vă dea schem. Dacă mai aveți parte schemări de ăștia, de genul de ăștia, copilași de ăștia, și că Romanian guy, 16 ani,
Te crezi gai la doar 16 ani? În fine. Da. Sper că v-a plăcut cum v-am arătat în direct și în luare aici un scammer. Aveți grijă la puradei de genul și vedeți ce faceți cu... Stai că eu cred că mi-a rămas tabul ăla cu trade offer-ul. Și acum să fiu bou să-i dau accept. Cum ar fi? Stai să dau și decline. Decline trade. Așa, gata. Ia, stai că mai am și niște mesaje. Ce am mai să sta? Ăsta e altul. Ăsta e un prieten. A, astea sunt mesaje de la alții. De fapt, da, dacă i-am dat balon, cred că mai mi-arată mesajele lui. În fine. Deci, cam ăsta a fost fraierică la cu... schemul său. Aveți grijă la schemări de genul. Și... Nu vă dați skinurile. Mai bine îl băgați pe site-uri de pariuri și de trade-uri decât pe promisiuni de la necunoscuți. Hai, ciao les.